Autorul epistolei către evrei se adresează în această scriere unor oameni care erau familiarizați cu rânduierile Vechiului Testament, cu legea, cu jertfele, cu toată lucrarea aceasta din Vechiul Testament. Și de aceea, pentru cititorii de atunci, pentru cititorii inițiali, pasajul acesta era destul de simplu și de ușor de înțeles. Dar pentru noi care trăim la 2000 de ani distanță de acele vremuri, sau poate mai mult, care nu avem un contact cu lucrurile acestea, sigur că este un pic mai greu. Am să încep în dimineața aceasta prin a face referire la un lucru despre care se vorbește în versetul 1 din capitolul 10. Vorbește autorul acestei epistole, eu cred că este Apostolul Pavel, despre lege care are umbra lucrurilor sau a bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. În general, umbra este apreciată vara și este ocolită iarna. Mi-aduc aminte când eram copil, sau mai bine zis adolescent, nu cu multă tragere de inimă o ajutam pe mama la munca în agricultură. La început de vară, de obicei eram pe câmp la săpat sau, cum se spune în alte părți din țară, la prășit porumbul. Totul mergea cum mergea dimineața când era încă plăcut, dar pe la amiază când soarele dogorea puternic, fiecare vietate căuta un petec de umbră să se pună la dăpost. Atunci știam ce înseamnă umbra. Dar aici Apostolul Pavel, îngăduiți-mi să îl numesc așa, pe autorul epistolei către evrei, aici Apostolul Pavel vorbește despre rolul revelator al umbrei. Pentru că atunci când nu ai acces la lucrurile sau la ființele care creează umbra, îți este de folos să te uiți și la umbră ca să înveți ceva despre lucrurile care au creat-o. Mi-aduc aminte că un matematician al Antichității, neavând mijloacele de care dispun astăzi oamenii de știință, a reușit să calculeze raza Pământului, pornind de la umbră. În două orașe din Egiptul Antic, aflate la distanță de 600 de kilometri unul de altul, el a măsurat umbra aceluiași corp și a văzut care este diferența în același ceas al zilei și pe baza unor calcule empirice a reușit să calculeze destul de precis raza Pământului. Umbra vorbește ceva despre lucrul sau despre ființa care a creat umbra. Aici se spune că legea nu are bunurile viitoare, ci are doar umbra acestora. Și aș vrea să spun încă de la început că legea avea trei lucruri distincte care reprezentau o umbră a lucrurilor viitoare. Era odată sistemul jertfelor sau jertfa, era apoi locașul de închinare și apoi era slujba preoției. Toate aceste trei lucruri erau umbră a lucrurilor viitoare. Ele aveau o importanță limitată pentru că trebuiau să vorbească despre ceva ce avea să vină, ceva ce Dumnezeu avea să descopere la vremea potrivită. Și nu trebuie să scăpăm niciodată din vedere faptul că Dumnezeu a ales anumite adevăruri profunde să le descopere oamenilor treptat pe măsură ce creștea capacitatea lor de a înțelege. Am să vorbesc pe scurt despre cele trei lucruri care în lege erau umbră a lucrurilor viitoare și am să vorbesc foarte pe scurt și despre lucrurile respective. Primul lucru despre care aș vrea să vorbesc este jertfa. În pasajul acesta am numărat
Sunt 8 apariții ale acestui cuvânt, jertfă, și mai sunt și altele expresii care au același înțeles. Se vorbește foarte mult despre jertfă în acest capitol 10 din Evrei. Prima jertfă, dacă vreți, înregistrată în Scriptură, este jertfa pe care a adus-o Cain și imediat după aceea, probabil la foarte scurtă vreme, a adus și Abel o jertfă Domnului. Este descris evenimentul acesta în Genesa, în capitolul 4. Cei doi frați s-au adus înaintea Domnului două jertfe și jertfele lor au fost diferite. Unul aducând din roadele pământului, iar altul aducând din oile întâi născute ale turmei lui. S-a constatat însă că Dumnezeu a privit atunci cu plăcere spre una din jertfe, iar spre cealaltă nu a privit cu plăcere. Și două întrebări au frământat mintea cercetătorilor și a teologilor de-a lungul secolelor cu privire la acest detaliu. S-au întrebat oamenii cum și-au dat seama cei doi frați că spre o jertfă Dumnezeu a privit cu plăcere și spre jertfa cealaltă nu. Nu a privit cu plăcere. Și răspunsurile au fost formulate foarte multe, însă nu și foarte convingătoare. Apoi, deci întrebarea întâi era cum de și-au dat seama ei că Dumnezeu a privit într-un fel spre una și într-un alt fel spre alta. Și apoi, o a doua întrebare, poate mai importantă decât cealaltă, a fost de ce a privit Dumnezeu spre una cu plăcere, iar spre cealaltă nu cu plăcere. Și la această a doua întrebare, răspunsurile au fost foarte multe, foarte variate. Și de-a lungul secolelor s-au scris mii de pagini pe marginea acestor două întrebări importante până la urmă. Însă vreau să vă spun că ceea ce este important aici este faptul că Dumnezeu primește jertfele dacă inima omului este potrivită înaintea lui Dumnezeu. Pentru că orice răspuns ai încercat să formulezi la cele două întrebări trebuie să ții cont de ceea ce Dumnezeu a descoperit. Și în versetul al 7-lea, Dumnezeu stă de vorbă, în acel capitol 4, stă de vorbă cu Cain. Și prin faptul că îi vorbește lui Cain, eu văd o bunăvoință din partea lui Dumnezeu. Ar fi putut Dumnezeu să se limiteze la atât, să nu privească spre jertfa lui și să lase pe Cain să se frământe în mintea lui, în inima lui, dacă o vrea, ce anume n-a fost în regulă cu jertfa lui. Dar Dumnezeu a avut bunăvoința și i-a vorbit și l-a întrebat pentru ce ți s-a posomorât fața, nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, se întâmplă contrariu și Dumnezeu adaugă păcatul, pândește la ușă. Eu cred că trebuie ținut cont de acest principiu revelat încă de la început. Jertfa Dumnezeu o primește, că e din roadele pământului sau că e din oile întâi născute ale turmei, dacă starea inimii închinătorului este după voia lui Dumnezeu. Dacă viața pe care el o trăiește înainte de a aduce jertfa este o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu, în cazul în care viața nu este plăcută, viața închinătorului nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se uită spre jertfa aceea și principiul ăsta a rămas valabil de mii de ani. Poate că mă veți întreba cum poți să dovedești lucrul acesta. Este simplu. Termenul ebraic care definește cele două jertfe este același termen ebraic. Nu este termenul folosit specific pentru jertfa care acoperă păcate. Veți vedea apoi că până la darea legii, oamenii au adus mereu jertfe lui Dumnezeu. Oamenii temători de Dumnezeu au adus jertfe lui Dumnezeu în diferite locuri unde au poposit, unde au avut experiențe cu Dumnezeu, au ridicat altare și s-au simțit îndemnați, motivați să aducă jertfe lui Dumnezeu. Dar jertfele acestea au avut drept scop exprimarea mulțumirii, a recunoștinței, nu neapărat jertfe care să acopere păcat.
Poate singura excepție până la darea legii a fost jertfa aceea pe care Dumnezeu le-a poruncit-o evreilor pe când erau în Egipt, capitolul 12 din Exod, în care li s-a cerut fiecărui cap de familie din poporul lui Dumnezeu să ia un miel de un an de parte bărbătească, fără cusur, să-l țină 4 zile în casă și în cea de-a 4-a zi, seara, să-l jertfească. Și jertfa aceasta trebuia să prefigureze ceva. Acolo nu era vorba despre o jertfă de exprimare a recunoștinței, a mulțumirii, ci jertfa aceasta prefigura ceva. Dar a venit momentul acela în care Dumnezeu la Sinai s-a descoperit poporului său, direct, și i-a dat acestuia legi, porunci și rânduieli. Și acolo Dumnezeu i-a învățat pe evrei ce fel de jertfă trebuie să aducă ei. Și acolo vorbim pentru prima dată de jertfa pentru păcate. Și veți vedea că acolo Dumnezeu le cere evreilor atunci când fac un păcat, când realizează că au făcut un păcat, când înțeleg acest lucru, să vină înaintea lui Dumnezeu cu o jertfă. Și aici în Evrei, capitolul 10, se vorbește despre jertfe care acoperă păcatul. Și aici veți vedea că există o mare diferență între jertfele Vechiului Testament, care doar acoperă păcatul, și jertfa Domnului Iisus, jertfa desăvârșită, care singură are puterea să șteargă păcatul. Jertfele Vechiului Testament, oricâte vor fi fost ele, respectând toate cerințele lui Dumnezeu, nu aveau capacitatea de a șterge păcatul, de a anula consecințele lui, de a-l face pe om să fie desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Jertfele Vechiului Testament aveau menirea doar să acopere păcatul, și asta doar pentru o vreme, până când avea să fie adusă jertfa desăvârșită, jertfa Domnului Iisus, binecuvântat să fie numele Lui. Pe de altă parte, spuneam un al doilea lucru care este socotit o umbră a lucrurilor viitoare, era locașul de închinare. Primele forme de închinare erau legate de altarele acelea pe care patriarhii le zideau din loc în loc. Dar a venit o vreme în care Dumnezeu și-a exprimat dorința de a locui în mijlocul poporului Său. Și pe când erau acolo la Sinai, Dumnezeu le-a dat evreilor legi și rânduieli cum să înalțe un locaș de închinare. Și aș vrea să precizez un lucru în cartea către, în a doua carte a Bibliei, în Exod. Dumnezeu spune că a înzestrat cu înțelepciune deosebită pe niște oameni, a pus Duhul Său în niște oameni din popor, care să fie în stare să facă acele lucrări, care să intre în componența cortului întâlnirii. Și tot ceea ce s-a făcut acolo, cortul acela a fost făcut după rânduială și după poruncă de sus. Sigur că erau mulți oameni îndemânatici în popor, mulți oameni talentați care puteau să realizeze lucruri deosebite, frumoase. Dar Domnul a pus Duhului Cel Sfânt în câțiva oameni, pentru că oamenii aceia trebuiau să respecte ceea ce le-a cerut Dumnezeu. Și toate lucrurile care intrau în componența, în alcătuirea cortului întâlnirii, în alcătuirea acelui loc în care Dumnezeu trebuia să locuiască în mijlocul poporului, toate acele lucruri trebuiau să reflecte gândirea lui Dumnezeu și să simbolizeze, să transmită adevărul poporului despre Dumnezeu. Nu o să intru în foarte multe detalii, dumneavoastră știți că de bună oară cortul acela avea două încăperi separate printr-o perdea. Prima parte a cortului o reprezenta locul sfânt, iar partea a doua locul preasfânt. Între cele două exista o perdea despărțitoare. Existau niște obiecte de mobilier în prima parte, în prima încăpere, și niște obiecte de mobilier în a doua parte, în a doua încăpere. Și fiecare din aceste obiecte de mobilier avea semnificație și transmiteau adevărul despre Dumnezeu și despre închinare. În prima parte stă scris că intrau preoții și făceau slujbă. Dar în partea a doua intra o singură dată pe an marele preot. Și cu privire la lucrarea aceasta, o singură dată, care se împlinea o singură dată pe an în ziua de Yom Kippur, în sărbătoarea aceasta numită Ziua Ispășirii în limba română, marele preot, deși în mod obișnuit, avea o îmbrăcăminte impunătoare, încărcată de simboluri.
Nu o să intru în detalii, mi-ar lua ceva timp să vă explic îmbrăcămintea marelui preot cu toată împodobirea aceea, ce simbol avea. Era importantă îmbrăcămintea aceasta, pentru că dacă marele preot ar fi intrat să facă mijlocire pentru popor vreodată, fără să aibă pe el toată această îmbrăcăminte poruncită de Dumnezeu, l-ar fi putut costa viața. Dar în ziua aceea de Yom Kippur, când marele preot trebuia să intre în locașul preasfânt, Scriptura arată în Vechiul Testament că el trebuia să îndepărteze îmbrăcămintea lui preoțească specială, acea îmbrăcăminte care îl făcea să fie unic printre toți preoții care se învârteau în jurul templului și slujeau, sau a cortului întâlnirii și slujeau acolo. El trebuia să o dea la o parte și în ziua aceea a ispășirii trebuia să îmbrace o îmbrăcăminte simplă de in, albă. În ziua aceea, el trebuia să fie o lecție fie pentru toți cei ce priveau spre el, că el, că specificul acestei lucrări a ispășirii consta în smerenie, în umilință. Dincolo de toate lucrurile acestea, lucrul pe care îl oglindea sau reflecta această mijlocire, această intrare, era o lucrare viitoare pe care avea să o facă marele preot al mărturisirii noastre, Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Dacă marele preot intra pentru popor să mijlocească înainte lui Dumnezeu o singură dată pe an, în ziua aceea intrând de 3 ori, pentru el, pentru casa lui și pentru popor, Domnul Iisus a intrat într-un locaș făcut nu de mână, ci a intrat într-un locaș ceresc pentru a face pentru noi mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Și stă scris în Evrei, capitolul 9, versetul 24, căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În capitolul 8, primul verset, spunea așa, Unul cel mai însemnat al celor spuse, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în cerul, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. În capitolele anterioare, primele 7 capitole din această epistolă, este prezentat Domnul Iisus Hristos ca fiind superior cu orice l-am putea compara noi în gândirea noastră. Slujiri sau funcții care au apreciere, Domnul Iisus a fost superior tuturor acestora și iarăși zic să vii să fie Domnul. Și după ce tratează Apostolul Pavel toate aceste lucruri, în capitolul 8, în versetul 1, parte trage o concluzie și spune dintre toate lucrurile pe care vi le-am împărtășit, despre care v-am vorbit, pe care am încercat să vă ajut să le înțelegeți, cel mai important lucru, punctul cel mai însemnat al celor spuse, este că noi avem un mare preot, slăvit să fie Domnul. Lucrul acesta este extraordinar de important, frații mei, pentru că pentru noi face mijlocire nu un mare preot pământesc, supus greșelilor, slăbiciunilor ca și noi, nu cineva care are o mijlocire discutabilă, ci a intrat să mijlocească pentru noi cel mai bun mijlocitor de care noi am fi putut avea parte, slăvit să fie Domnul. Cu privire la jertfe, îngăduiți-mi să mai adaug ceva. În acest capitol 10 din Evrei, Pavel introduce un citat din Cartea Psalmilor. Un psalm pe care l-a scris David în vremea lui și la mijlocul psalmului 40, niște cuvinte care parcă sunt nepotrivite acolo. Îmi imaginez că atunci când David a scris cuvintele psalmului acestuia și le-a dat mai mare lui cântăreților, vezi cum facem să cântăm și psalmul acesta, omul acela s-a uitat și a zis, David, uite, este aici o parte pe care nu înțeleg despre ce vreau să vorbești aici. Când ai scris, tu n-ai voie nici jertfă, nici prin os și mi-ai pregătit un trup, n-ai primit nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat, atunci am zis, iată-mă, în solul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule.
Despre ce vreau să spui, despre ce vreau să vorbești aici, David, că parcă nu se leagă cu cealaltă parte a psalmului. În clipile acelea, nu știu dacă David a înțeles bine adevărurile pe care le-a exprimat, dar probabil că a spus, lasă-le acolo pentru că le-am primit din partea Duhului lui Dumnezeu. Și va veni o vreme când lucrurile acestea vor fi făcute de cunoscut, vor fi date pe față, vor fi înțelese de toți cei ce le-au auzit, le-au citit sau le-au cântat. Cuvintele acestea au fost rostite, dați-mi voie să precizez, au fost rostite în cer. Înainte de întruparea Domnului Iisus Hristos. Au fost cuvinte care au fost rostite într-un dialog între Fiul și Tatăl. Și ele reflectă subordonarea Fiului, subordonare voluntară, neobligată de voința Tatălui. Vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Și voia Tatălui Ceresc era sfințirea noastră. Dar jertfele Vechiului Testament nu puteau sfinți pe oameni. Lucrarea Marelui Preot din Vechiul Testament nu putea sfinți pe oameni. Și sfințirea, aș vrea să vă spun într-o exprimare preluată tot din Vechiul Testament, era starea după voia lui Dumnezeu. Despre starea aceasta am citit în Psalmul 24, cu versetul al 5-lea. Acolo David vorbește mai întâi despre un om care trăiește diferit de oamenii din vremea lui și aș vrea să citim și versetul 4 de dinainte. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Dacă aceste cuvinte le-am tratat superficial, am putea să credem că această stare după voia lui Dumnezeu se atinge atunci când te ferești de rău, când faci, te ferești de asta, de cealaltă, de cealaltă. Dar aici, dacă veți fi cu luarea minte, se vorbește despre faptul că omul care se străduiește să trăiască curat, el va căpăta starea după voia lui Dumnezeu. Nu o va câștiga prin eforturile lui. El o va căpăta, Dumnezeu îi va da cu bunăvoință. Și starea aceea o dă Dumnezeu, nu o câștigăm noi. Același adevăr este exprimat în Isaia 53, versetul 11. El, prin jertfa Lui, prin cunoștința Lui, va pune robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. Dragii mei, n-aș vrea să intru în prea multe detalii, prea multe amănunte, că nu știu câte veți putea să țineți minte. Ceea ce este important însă este faptul că Domnul Iisus Hristos a depus o jertfă, o singură jertfă, cu valoare veșnică pentru fiecare dintre noi. Și ce n-au putut face milioanele de jertfe oferite în vremea Vechiului Testament, din turmele evreilor, poate să facă jertfa Domnului Iisus. Jertfele Vechiului Testament de bună oară nu puteau să curățească cugetul închinătorului, al omului. Și dacă veți vedea, au fost momente în care Dumnezeu i-a spus evreilor, nu mai vreau jertfele voastre. Voi mi le aduceți, dar nu le mai pot suferi. De ce? Pentru că voi uniți nelegiuirea cu sărbătoarea. Și Dumnezeu zicea, nu mai vreau. Pentru că ce s-a întâmplat? A fost următorul lucru. Au ajuns evreii să considere jertfa ca un fel de mită pe care o dai judecătorului, ca să închidă ochii la unele lucruri pe care tu le-ai făcut și erau pasibile de pedeapsă. Ca un fel de mită pe care o dădeai în România milițianului care te-a prins cu 3 km la oră peste limită și ar fi vrut să-ți ia bani, să-și rotunjească veniturile. Așa au ajuns evreii să înțeleagă jertfele în vremea lui Isaia. Și Dumnezeu a zis, nu mai vreau asta. Pentru că atunci când aduceți jertfe, ar trebui să le aduceți cu altă stare și într-o altă atitudine. Și jertfele acestea ale Vechiului Testament oricum nu puteau să îl curățească pe om. Ele doar acopereau păcatul omului până la vremea când avea să fie jertfa desăvârșită a Domnului Iisus. Jertfa Domnului Iisus însă curățește și cugetul omului și vreau să vă spun că este foarte important ca să ai cugetul curat înaintea lui Dumnezeu. Frații la ora de rugăciune au ales un psalm deosebit de frumos. Un psalm care fericea pe omul care are fără de legea iertată, păcatul acoperit. Omul căruia nu-i ține în seamă Domnul energirea, omul iertat de Dumnezeu. Omul a cărui cuget este curat, că David a încercat într-o vreme de un an cu
cumva să acopere păcatului și n-a reușit până când a venit cu mărturia lui înainte lui Dumnezeu și atunci a căpătat iertarea și a zis, o, ce bine-i să știi că te-a iertat Dumnezeu. Dragii mei, cugetul curat, un rezultat al jertfei Domnului Iisus, este o mare binecuvântare pentru noi. Un om care are cugetul curat, să știți că se uită altfel la semenii lui, se uită senin la ei, nu se uită bănuitor, nu-i bănuiește. Un om cu cugetul curat știe ce înseamnă lucrul acesta. Vreau să vă spun în încheiere, jertfa Domnului Iisus, jertfa de care ne amintește sărbătoarea la care suntem părtași, a realizat lucrul acesta. Am fost curățiți, am fost făcuți desăvârșiți. Noi n-am fi putut ajunge la standardul acesta niciodată. Cel mai bun dintre oameni, cel mai desăvârșit dintre oameni, n-ar fi putut să capete mântuirea lui Dumnezeu. Dar slăvit să fie Domnul că prin jertfa Domnului Iisus, păcatele mi-au fost șterse. Am căpătat un statut nou înaintea lui Dumnezeu și avem un viitor binecuvântat. Toate acestea prin jertfa Domnului Iisus, binecuvântat să fie El. Aș vrea să mai precizez un singur lucru și apoi mă voi apropia de încheiere. Cu privire la lucrarea Marelui Preot în vechime, am citit un verset în capitolul 9 din Evrei, un verset care m-a pus mult pe gânduri. În partea a doua intra Marele Preot, lucrul ăsta l-am spus deja, o dată pe an și nu fără sânge pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Cuvântul care mă pune pe gânduri mult în pasajul acesta este neștiință. Pentru păcatele din neștiință. Noi spunem că ar trebui să ne ierte, că n-am știut. Iată că pentru păcatele din neștiință trebuia făcută o lucrare de ispășire. Însă asta mă face să mă întreb ce se întâmplă cu păcatele săvârșite cu bună știință, cu păcatele săvârșite în mod voluntar. De aceea, dragii mei, pentru că îmi pasă de fiecare dintre dumneavoastră, mă credeți sau nu, aș vrea să vă spun, trebuie să avem foarte mare grijă. Cum va trata Dumnezeu păcatele din știință, în cunoștință de cauză, acolo lucrurile sunt foarte complicate. Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne ferim cât putem noi de păcate. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă totuși descoperim că s-a întâmplat să cădem într-un păcat, Dumnezeu ne-a pus la îndemână o soluție și ar fi bine să o prețuim. Mărturisirea păcatelor. Omul cu cugetul curat, omul acela dorește să-și păstreze cugetul curat. Și dacă descoperă că l-a întristat pe Dumnezeu cu vreun gând, cu vreun cuvânt, cu vreo atitudine sau vreo faptă, își dorește să recapete starea aceea de dinainte și aleargă cu lucrul acela înaintea lui Dumnezeu. Omul acela când mărturisește păcatul, nu și-l ascunde, n-ascunde părți din el, nu spune numai ceea ce ar conveni să spună, ci spune tot. Nu spune ca și cum s-ar mântri, uite ce eram eu în stare să fac. Omul acela nu spune ca și când altul a fost de vină, circumstanțele, vecinii, colegii de lucru, participanții la trafic, nu. Omul acela își asumă întreaga responsabilitate pentru lucrul înfăptuit, pentru că dorește din toată inima să fie curățit de Domnul. Vreau să vă spun în încheiere, jertfa Domnului Iisus ne curățește de păcate, slăvit să fie Domnul. Astăzi noi sărbătorim această jertfă, pentru că ori de câte ori frângem pâine și împărțim între noi paharul binecuvântat, noi vestim moartea Domnului Iisus până va veni El. Slăvit să fie Domnul. Amin. Mult la ceas, timpul înaintează și ne vom apropia în minutele următoare de împărtășirea propriu-zisă cu trupul și sângele Domnului. Dar de fiecare dată am să chem pe toți cei prezenți să ne plecăm înaintea Tatălui nostru Ceresc în numele Domnului Iisus și în primul rând aș vrea să-i mulțumim pentru această jertfă. Cred că pe Tatăl Ceresc l-a durut foarte mult când Fiul Său era pe cruce, scuipat, batjocorit, străpuns pentru păcatele noastre. Și m-am întrebat cum de-a putut El să accepte lucrul acesta, să suporte lucrul acesta.
Și cred că l-a suportat numai pentru că exista în inima lui Dumnezeu o altă durere mai mare. Durerea provocată de depărtarea noastră de El. Și ca să rezolve prima problemă, durerea cea mai mare, a acceptat Dumnezeu Tatăl jertfa Domnului Iisus, ca Fiul Său să fie străpuns pentru păcatele noastre. Aș vrea, dragii mei, conștient de aceste lucruri, să-i mulțumim Tatălui Ceresc. Să îi exprimăm recunoștința și mulțumirea noastră în rugăciunea aceasta. În partea a doua rugăciunii comune, aș vrea să rugăm pe Tatăl Ceresc să desăvârșească pregătirea noastră. Eu cred că de-a lungul acestei săptămâni ați cugetat la această lucrare, înțelegând că trebuie să ne facem parte de o cercetare personală. Eu cred că ați stat înaintea Domnului în rugăciune și poate chiar și cu zile de post, pentru ca Dumnezeu să ne ierte, să ne curățească, să ne așeze într-o stare după voia Lui și să ne putem împărtăși într-un timp vrednic. Dar dincolo de toate, rămâne în picioare marele adevăr că puterile noastre nu sunt suficiente pentru a realiza pe deplin lucrul acesta și peste tot ceea ce putem noi, este nevoie să intervină Dumnezeu cu îndurarea Lui. De aceea, în această parte a doua rugăciune, aș vrea să spunem, Doamne, desăvârșește Tu pregătirea noastră pentru împărtășire. După ce vom face această rugăciune, care va fi o rugăciune comună, împreună cu fratele Mircea, ne vom ruga ca Domnul să binecuvânteze rodul viței care va fi împărțit printre noi și azima care se va frânge. Sub binecuvântarea Tatălui Ceresc, aceste lucruri să capete valoarea jertfei Domnului Iisus. După ce vom încheia aceste două rugăciuni, eu și fratele Mircea, cei ce se împărtășesc rămân în continuare pe genunchi, se roagă Domnului, iar cei ce nu se împărtășesc se vor ridica și vor reocupa locul pe scaune. Aș vrea ca în timpul acesta, în care vom trece printre dumneavoastră cu azima și cu rodul viței, să fie cât mai puțină mișcare cu putință, câteodată trebuie să facem echilibristică, să nu încurcăm pe cineva. Am vrea să fim într-o atitudine și într-o stare potrivită înaintea lui Dumnezeu și în această lucrare. Vă chem să ne plecăm pe genunchi.